Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi prieteni, îmi dau seama că ne este greu de cele mai multe ori să găsim un sens pentru ispitirile și încercările prin care suntem trecuți. Nu știm de ce trebuie să avem parte de aceste experiențe, care, din păcate, de multe ori ne arată slăbiciunile și eșecurile noastre. Cred însă că dacă Domnul Isus a trecut și el prin această experiență, atunci și noi trebuie să avem parte de ea. Am văzut încă de la început că aceste ispitiri au avut de-a face cu diferite sfere ale vieților noastre, de fapt cu ceea ce reprezintă caracteristicile personalităților noastre: trup, intelect și spirit. Nu este întâmplător faptul că Domnul Isus a fost ispitit în felul acesta. Mai înainte de orice, aceasta demonstrează că Domnul Isus a fost pe deplin uman, infirmând în felul acesta ipotezele potrivit cărora el nu ar fi fost fiul omului. În altă ordine de idei, Faptul că el a fost ispitit și a fost găsit fără păcat a demonstrat că Domnul Isus era jertfa perfectă. În același timp, el era marele preot fără păcat, mare preot care nu trebuie să ducă jerfă pentru păcatul propriu, ci face ispășire pentru un popor păcătos. Un alt aspect al ispitirii Domnului Isus este acela că noi suntem mângâiați și încurajați prin exemplul Lui. El ne dă nu doar un exemplu al rezistenței în fața ispitei, dar și unul al modului în care trebuie să reacționăm în fața ei. În plus, înainte de orice probă de foc, orice lucru trebuie încercat. Trebuie să înțelegem că dacă suntem supuși anumitor teste, este și pentru că sunt noi serii de binecuvântări de care Domnul vrea să ne facă parte. După ispitirea Domnului Isus, a început lucrarea sa publică. Cred însă că ispitirea sa a continuat și pe plan social. Atunci când, întors pe meleagurile natale, a fost respins de cei apropiați lui. Vedeți, dragi prieteni, câtă bogăție se află în Cuvântul lui Dumnezeu! Iată cum întrebări care consumă adesea ființele noastre își găsesc un minunat răspuns. Dar să ne întoarcem la capitolul 4 din Evanghelia după Luca. Am spus deja că Domnul Isus nu a fost acceptat de locuitorii ținuturilor natale, ceea ce l-a făcut să se mute în Capernaum pentru a continua lucrarea începută. Să vedem deci ce se mai întâmplă. Versetul 31 S-a pogorât în Capernaum, cetate din Galileea, și acolo a învăța pe oameni în ziua sabatului. De la acest verset până la sfârșitul acestui capitol asistăm la o zi din viața Domnului Isus. Mulți dintre noi am vrea să fi petrecut o zi cu Isus cât a trăit pe pământ. Luca ne ajută să vedem cam cum ar fi fost ea. Atât Matei, cât și Marcu înregistrează faptul că Domnul Isus și-a mutat cartierul general de la Nazaret, locul natal, la Capernaum, cetate din Galileea. El a procedat așa din cauza respingerii concetățenilor săi din Nazaret. Dar a venit și o zi în care el a spus: „Și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer, vei fi pogorât până în locuința morților, pentru că el a fost tot timpul prezent în mijlocul lor” locuitorii din Capernaum au avut un prilej extraordinar. Lumina creează responsabilitate, dragii mei. Ei erau uimiți de învățătura lui pentru că vorbea cu putere. În timp ce învăța poporul în sinagog în ziua de sabat, Isus nu vorbea ca un cărturar sau ca un învățător al legii, ci ca unul care avea autoritate. În sinagogă se afla un om care avea un duh de drag necurat și care a strigat cu glas tare. Ah, ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne prăpădești? Te știu cine ești, Sfântul lui Dumnezeu. Isus l-a certat și i-a zis, Taci și ieși afară din omul acesta. Și dracul, după ce l-a trântit jos în mijlocul adunării, a ieșit afară din el fără să-i facă vreun rău. Toți au fost cuprinși de spaimă și ziceau unii către alții, Ce înseamnă lucrul acesta? El poruncește cu stăpânire și cu putere duhurilor necurate și ele ies afară. Și s-a dus vestea în toate împrejurimile. Dragi prieteni, trăim într-o vreme în care demonismul și-a ridicat iar capul hidos în lume. O zi în care închinarea la satan este o realitate. Demonii lucrau și în vremea Domnului Isus și lucrează și acum. Domnul a alungat un demon dintr-o persoană. Chiar dacă am accepta abuzul de droguri drept cauza unor fapte abdominabile, tot nu putem explica unele acțiuni și crime fără a recunoaște că au fost implicate puterea și controlul lui Satan. După ce a ieșit din sinagogă, a intrat în casa lui Simon. Soacra lui Simon era prinsă de friguri mari și l-au rugat pentru ea. El s-a plecat spre ea, a certat frigurile și au lăsat-o frigurile. Ea s-a sculat îndată și a început să le slujească. Se pare că, după ce a ieșit din sinagogă, Domnul Isus a mers spre casa lui Simon Petru, probabil pentru masa de prânz. Acolo a vindecat-o pe mama soției lui Petru. Soacra lui Petru avea febră mare. Severitatea unei boli era măsurată în funcție de febra pe care o avea pacientul. Este evident că boala soacrei lui Petru era foarte gravă. Domnul Isus a certat febra și aceasta a dispărut, Acum să nu vă închipuiți că Domnul Isus a țipat la beata femeie. Cuvântul lui era un cuvânt cu autoritate. Femeia s-a ridicat imediat și a început să le slujească. Aceasta înseamnă că atunci când Domnul Isus Hristos vindecă pe cineva, vindecarea nu are loc treptat, ci este realizată pe loc. Este o lucrare minunată. Am auzit că la o adunare de vindecare condusă de un vindecător prin credință, Observați, vă rog, ghilimelele. Un om paralizat a fost adus pe scenă unde a fost declarat vindecat și de unde a coborât șchiopătând. Apoi a venit altcineva care a spus că are cancer. Vindecătorul a spus că persoana respectivă a fost vindecată imediat de cancer. Pe mine unul mă uimește ușurința cu care acceptă oamenii astfel de mărturii. De deci ce nu a fost vindecat imediat omul paralizat? Dacă vindecarea ar fi fost făcută de Domnul Isus, ar fi fost una imediată. Parcă aud pe cineva întrebând, nu credeți în vindecarea divină? Răspunsul meu sună astfel. Poate exista și o altfel de vindecare? Orice vindecare este divină. Același lucru ne-l spune și doctorul Luca. Din păcate, nu toți doctorii recunosc acest lucru. Un medic minunat mi-a spus odată. Eu trimit doar nota de plată, dar Dumnezeu este cel care vindecă. Eu scot acel lucru care face rău trupului, dar Dumnezeu este Cel care vindecă. Ce mărturie frumoasă! Dumnezeu, nu o persoană, face vindecarea. La Sfințitul Soarelui, toți cei ce aveau bolnave atinși de felurite boli, îi aduceau la el. El își punea mâinile peste fiecare din ei și îi vindeca. Din mulți ieșeau și draci care strigau și ziceau, Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu dar el îi mustra și nu îi lăsa să vorbească pentru că știau că el este Hristosul. Când s-a crăpat de ziua, Iisus a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu. Noroadele au început să-l caute în toate părțile și au ajuns până la el. Voiau să-l oprească, să nu plece de la ei, dar el le-a zis, trebuie să vestesc Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și în alte cetăți, pentru că pentru aceasta am fost trimis și propovăduia în sinagogile Galilei. Ziua Domnului nostru a început dimineața, în sinagogă, învățându-i pe oameni. Acum este deja seara, târziu. Domnul merge afară la mulțimile de oameni care se adunaseră și trece de la unul la altul, atingându-i pe oameni și vindecându-i. În relatarea aceluiași incident, Matei citează cuvintele profetului Isaia care spune, El a luat asupra lui neputințele noastre și a purtat bolile noastre. Domnul a vindecat într-un mod minunat. El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și zmerit. Domnul a purtat bolile și suferințele poporului său plin de compasiune, în ciuda faptului că poporul Israel la vremea aceea credea că este pedepsit. La fel îl vedem și noi astăzi pe Isus, dar El nu i-a vindecat pe acești oameni pe baza credinței lor, din câte știm noi, ci datorită îndurării și milei, a compasiunii și înțelegerii din inima lui mare. Și nouă ne este dat îndemnul de a avea o astfel de inimă unii față de alții. Purtați-vă poverile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos, este sfatul cuvântului lui Dumnezeu. Mergem acum mai departe la următorul capitol din Evanghelia după Luca, capitolul 5. Aici vom face cunoștință cu ucenicii Domnului Isus și vom vedea puterea vindecătoare a Domnului nostru dar cel mai bine este să urmărim textul Evangheliei. Pe când se afla lângă lacul Genazaret și îl îmbulzea orodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Isus a văzut două corăbii la marginea lacului. Pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejile. S-a suit într-una din aceste corăbii, care era a lui Simon, și l-a rugat să o depărteze puțin de la țăr. Apoi a șezut jos și învăța pe de din corabie. Lacul Genazaret este Marea Galilei, de fapt. Pescarii ieșiseră din bărci și spălau năvoadele. Domnul s-a urcat în barca lui Simon Petru și a cerut acestuia să se îndepărteze puțin de țărm. Ce amvon! Cred că această ilustrație este foarte sugestivă, deși o putem lua și numai în sens figurat. Orice amvon, în cele din urmă, este o barcă de pescuit, un loc de unde se împarte cuvântul lui Dumnezeu cu speranța de a prinde pești. Domnul Isus le-a spus acestor oameni că va face din ei pescar de oameni. Aceasta nu înseamnă că noi vom prinde pești de fiecare dată când împărțim cuvântul lui Dumnezeu. Nici ucenicii lui nu au prins de fiecare dată. Dar înseamnă că nu trebuie să uităm că principala noastră preocupare este aceea de a pescui suflete omenești. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon, depărtează-o la adânc și aruncați-vă pentru pescuire. După ce a terminat de vorbit oamenilor, Isus a spus, Acum să lăsăm pescuitul oamenilor și să trecem la pescuitul adevărat. Matei și Marcu ne spun că prima dată când i-a chemat pe acești oameni, Domnul mergea pe țărmul Mării Galilei și i-a văzut pe Simon și pe fratele lui Andrei pescuin. Erau pescari. Domnul le-a zis atunci, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Domnul Isus le-a adresat de trei ori chemarea sa a ucenicilor. El i-a întâlnit pe cei mai mulți dintre ei în Ierusalim. Ioan ne vorbește despre acest lucru în primul verset al Evangheliei sale. Când Ioan Botezătorul l-a identificat pe Domnul Isus, câțiva dintre ucenicii lui au vrut să vadă unde locuia Isus. Printre cei care îl urmau pe Ioan se numărau Filip, Natanael, Simon Petru și Andrei. Domnul nu i-a chemat pe aceștia să fie ucenicii lui la acest moment. Acum doar a făcut cunoștință cu ei, mai târziu, domnul a trecut pe lângă Marea Galilei, i-a văzut pescuind și i-a chemat să-l urmeze. Ei și-au lăsat nevoadele și l-au urmat. Acum ei s-au întors la ocupația lor obișnuită de pescari. Mai târziu, Luca ne spune că domnul i-a chemat încă o dată să fie pescar de oameni și tot atunci i-a făcut și apostoli. În timp ce domnul vorbea mulțimii din barcă, Simon Petru stătea și asculta. După ce a terminat de vorbit, domnul i-a zis lui Simon. Aruncați-vă mrejile în apă, căci acum pescuiesc eu cu voi. Nu mai pescuiți voi cu mine. Drept răspuns, Simon a zis, Învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejile. Dar la cuvântul tău voi arunca mrejile, ne arată că Simon Petru se opusese inițial. Acești bărbați erau pescari foarte pricepuți și credeau că știu totul despre pescuitul în Marea Galilei. Și așa și era. Petru spune foarte clar că pescuiseră toată noaptea, fără să prindă nimic. Dar când Domnul Isus dă o poruncă, nu este nevoie să vă contraziceți cu el spunând am mai încercat acest lucru și nu a mers, pentru că el nu dă porunci imposibile. După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejile. Pescuitul trebuie făcut în conformitate cu îndrumările Domnului nostru. Avem multe de învățat din acest fragment. Pescuitul este o artă, dragii mei. Trebuie să mergeți acolo unde sunt peștii. Trebuie să aveți momeala potrivită. Să aveți răbdare. Am un prieten care nu este doar un pasionat pescar, dar și unul foarte talentat. Cu toate acestea, nici măcar el nu pescuiește acolo unde nu sunt pești. Cel mai important lucru pe care îl învățăm de aici este că trebuie să pescuim conform cu instrucțiunile lui. Dacă vrem să câștigăm oameni pentru Hristos, trebuie să pescuim în conformitate cu cuvântul lui Hristos. În acest moment, năvodul s-a rupt. Mai târziu, cum aflăm din cartea lui Ioan, năvodul s-a umplut cu vârf și îndesat cu pește, dar nu s-a rupt. Năvodul pescarului ilustrează un adevăr important. Acum nu mai este niciun nevod care să țină peștii pentru simplul motiv că Domnul Isus nu a murit și nu a înviat încă. Aceasta este Evanghelia. Plasa care va ține peștii trebuie să fie una care se bizuie pe moartea și învierea lui Hristos. În incidentul relatat aici nu a avut loc niciuna, nici alta. După moartea și învierea sa, Isus le-a spus sucenicilor cum să pescuiască și atunci năvodul nu s-a mai rupt. Citiți, vă rog, pentru a vedea detaliile, Evanghelia după Ioan, capitolul 21, primele 11 versete. În această Evanghelie, el le spune ucenicilor să meargă și să predice Evanghelia până la marginile pământului. Au făcut semn tovarășilor lor, care erau în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Aceea au venit și au umplut amândouă corăbile, așa că au început să se afunde corăbile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Isus și a zis, Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos. Observați că aici este vorba despre o mare cantitate de pește. Petru își mărturisește eșecul. El nu este nici măcar un pescar bun de pești din cauza lipsei sale de credință. Simon a spus, pleacă de la mine, că -și sunt un om păcătos. De fapt, el vrea să spună următorul lucru. Doamne, Tu m-ai chemat să fiu pescar de oameni și eu am eșuat. M-am întors la pescuitul obișnuit. Am crezut că la aceasta mă pricep mai bine. Dar am descoperit că nici măcar la aceasta nu mă pricep. Pleacă de la mine, lasă-mă singur, căci sunt un om păcătos. Trebuie să găsești pe altcineva, un om pe care să te poți bizui. Și totuși, Domnul nu a avut intenția să scape de Simon Petru. El avea în plan să-l folosească pe acest om. Același lucru este adevărat și pentru noi, dragii mei. De asemenea, trebuie să ne recunoaștem eșecurile și lipsa de credință. Nu suntem pescari prea buni. Dacă vrem să venim la El, Domnul Isus nu ne va alunga din lucrarea aceasta și nici nu ne va arunca peste bord. El ne va folosi. Ce adevăr încurajator! Fiindcă l-a spaima pe El și pe toți cei ce erau cu El din pricina pescuirii pe care o făcuseră, tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiul lui Zebedei, tovare și lui Simon. Atunci Isus a zis lui Simon, nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Simon Petru a pescuit oameni până la urmă. Amintiți-vă ce a reușit să facă în ziua 50.000. Răspunsul Domnului este important. 3000 de suflete au venit la Hristos după ce din tâi predică. Petru a pescuit conform instrucțiunilor lui Hristos. Dar mai avem o lecție aici. Știți că mai există un pescar de oameni? Știți care este acesta? Satan este și el un pescar de oameni. Și Satan a aruncat undița în apă. Dumnezeu vrea să vă pescuiască sufletul, dar același lucru îl urmărește și satan care aruncă momeala lucrurilor din lume. Poate că spuneți că momeala lui Dumnezeu este crucea. Fiul lui Dumnezeu a murit pe cruce pentru voi. Acesta este mesajul lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Și pentru că veni vorba, de care dintre undițe v-ați prins? De cea lui Dumnezeu sau de cealaltă? Fie vă agățați de undița lui Dumnezeu, fie de a lui Satan, pentru că nu există un al treilea pescar. Acum Domnul Iisus curăță un lepros și în versetul 12 începe relatarea curățirii acestui om. Luca era un doctor bun, el a recunoscut implicațiile psihologice ale curățirii unui lepros. Dar iată că a venit ziua în care a trecut pe acolo Domnul Iisus Hristos. Leprosul i-a spus, dacă vrei, poți să mă curățești. Și Domnul i-a răspuns, da, voiesc, fi curățit. Dar observați cum l-a curățit domnul. El a întins mâna și l-a atins pe lepros. Acest om nenorocit nu mai fusese atins de o altă ființă omenească de ani de zile, probabil. Vă puteți imagina ce a însemnat pentru el să simtă mâna lui Hristos atingându-l? Dar voi, dragi prieteni, ați simțit atingerea Domnului nostru? Atât de multe vieți au nevoie să fie atinse de el, dacă sunteți ai lui și dacă pescuiți după porunca lui, sunt sigur că puteți atinge pe cineva cu mesajul lui Hristos. Este nevoie ca voi să întindeți mâna și să atingeți un suflet pe care numai voi îl puteți atinge astăzi pentru el. După acest episod, urmează vindecarea unui om paralizat, despre care a vorbit și Evanghelia după Marcu. Ajungem acum la versetul 27, unde ni se spune ceva despre modul în care a fost chemat Matei. După aceea, Isus a ieșit afară și a văzut pe un vameș numit Levi șezând la vamă și i a zis, Vino după mine. Vameșul a lăsat totul, s-a sculat și a mers după el. Atât ne spune Matei în Evanghelia sa. Marcu ne dă și el ceva mai multe detalii, dar Luca merge mai departe. Levi i-a făcut un ospăț mare la el acasă și o mulțime de vame și de alți oaspeți ședeau la masă cu ei. Farisei și cărturarii cârteau și ziceau ucenicilor lui, Pentru ce mâncați și beți împreună cu vame și, și cu păcătoșii? Isus a luat cuvântul și le-a zis, Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Nu am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Acest ospăț a fost dat ca o încercare din partea lui Levi de a câștiga oameni pentru Domnul Isus Hristos. Levi nu fusese pregătit într-un seminar teologic, era un vameș, o persoană care strângea taxe de la poporul său pentru cei care îi subjugau. Când a venit la Domnul Isus, a făcut și el ce s-a priceput. Era un cetățean înstărit, așa că a dat un ospăț și a invitat pe toți prietenii lui, pentru ca și ei să-l poată cunoaște pe Domnul Isus. Cărturarii și farisei prezenți nu și-au putut ține gura în frâu pentru prea multă vreme, așa că într-un final au venit la Domnul pentru a critica atitudinea lui. Aceasta îi dă prilejul Domnului Isus se spună pilda vinului nou și petecului pentru haina veche. Dragii mei, noi suntem acei bolnavi despre care vorbește Domnul Isus. Pentru noi a venit El în această lume. Pentru noi este adusă această haină nouă a Evangheliei, dar ce facem noi cu ea? Ce facem noi cu Domnul Isus? se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar biblic Itinerar biblic Itinerar biblic